Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Deci, domnilor consilieri, ați fost convocați în ședință ordinară conform dispoziției primarului Comunei Cleja numărul 165 din 22.06.2023. Din consultarea condiției de prezență rezultă că prezenți fizic sunt 6 consilieri, iar online 2 consilieri, respectiv domnul Jitaru și domnul Bejan. Ședința este statutară. Ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 29 mai 2023. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Cleja pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna iunie 2023. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 10 din 31.01.2023 privind necesitatea și oportunitatea aprobării întocmirii proiectului dotarea cu mobilier, material didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 45 din 29 mai 2023 cu privire la aprobarea și însușirea raportului de evaluare și atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Cleja, județul Bacău, a unui bun imobil teren, având categoria de folosință curți, construcție și arabil. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din componenta C15, educație, precum și aprobarea proiectului cu denumirea dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău pentru anul 2023 și diverse. Cine este pentru ordinea de zi? Toată lumea, da? Dar mai spuneați că mai aveți o suplimentare, dacă nu? Da, deci 8 voturi pentru, da? Propunem suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situației de urgență pentru anul 2023 în Comuna Cleja, județul Bacău. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Deci toată lumea, 8 voturi pentru, da? Primul proiect este alegerea președintelui de ședință. Vă rog să faceți propuneri. Cine face propuneri? Propun eu, primul coborizor întâi. Mai sunt alte propuneri? Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul coborizor, da? Ba da, ba da. Nu, aici nu. Nu, la alegerea președintelui nu. Da? Domnul Jitaru, sunteți de acord cu domnul coborizor? Nu, nu v-am auzit. Atunci, la viitoare, o să fiu și eu cu deci, eu vot în pentru, da? Vă rog să preluați ședința, domnul președinte. Începem cu proiectul numărul 1, aprobarea procesului verbal de ședință extraordinară a Consiliului Local din data de 29.05.2023. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci pentru procesul verbal, da? Da. 8 voturi pentru, da? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Cleja numărul 10 din 31.01.2023 privind necesitatea și oportunitatea aprobării întocmirii proiectului dotare cu mobilier, material didactic și echipament digital a Școlii Gimnaziale Cleja Bacău. Dacă sunt... E modificarea denumirii titlului. Da. Sunt discuții? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 45 din 29.05.2023 cu privire la aprobarea și însușirea raportului de evaluare și atestarea apartenenței în domeniul privat al Comunei Cleja, județul Bacău, a
a unui bun imobil, teren, având categoria de folosință, plus construcții și arabe. Despre ce vorba aici? Noi am aprobat un ședință trecută în care noi să închesionăm sau să dăm cu titlul gratuit lui Solomon cu casa aia care a fost inundată. Avem posibilitatea să-i oferim ca să intre în drepturi fără să închesionăm, fără nimic, pe baza... El și-a manifestat dorința de a intra în posesie și... Okay. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din componența C15, educație, precum și aprobarea proiectului de denumire dotare cu mobilier, materiale didactice și echipament digital a unităților de învățământ. Sământ preuniversitar și a unităților conexe din Comuna Cleja, județul Bacău. Aș putea să vă spun despre ce e vorba. Știți, cu mobilierul și pentru școală, cu proiectul care l-am făcut, total valoarea de proiect este în jur de 1.577.515.000, de 15 miliarde. Suma eligibilă care aprobată pentru finanțare. Din bugetul local dăm 17.850, deci 1.700.000. Deci cam asta e. Ca să fie pe înțelesul tuturor, prin acest proiect se vor dota sălile de clasă cu toate. Table interactive, cu ce anume? Cu mobilier. Calculatoare, tot echipamente digitale, toate școlile. Deci pentru toate școlile. Dar este o hotărâre de guvern pentru așa ceva. Da, sigur, avem pe fonduri europene. Da. Și avem obținut de finanțarea pentru proiectul ăsta? Da, sigur, avem aprobat. De asta din toamnă, când vin copiii la școală, din toamnă vor fi... Să vedem, nu știu. Să vedem derularea proiectului. Acum noi aprobăm. Am înțeles. Trecem la vot. Cine este Petru? Abțineri? Împotrivă. Deci 8 pentru. 8 Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău pentru anul 2023. Da, suntem în zona metropolitană, suntem obligați să venim în fiecare an cu anumite cotizații. 6.000 și ceva de lei. Da, este un leu pe locuitor. Avem adresă de la Direcția Județeană de Statistică, prin care ne-au stabilit populația, numărul populației, la 6.785, la data din 1 ianuarie 2020. Ce beneficii avem noi din toate terase? Proiectele care se vor face în cadrul zonei metropolitane, beneficiem și noi. Acum se face un proiect pe microbuzele astea electrice și să vedem în ce măsură o să extindă ca să îmbunătățească transportul public. O dată. După care să vedem ce va fi. Supunem la vot. Cine este Petru? Împotrivă? Abțineri? Deci 8 voturi pentru. Da. Deci la reglementare. Proiect de hotărâri privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2023 în Comuna Cleja, județul Bacău. Aveți în spate niște o listă cu necesarul de materiale care o să trebuiască în cazul în care avem situații de urgență, care să le achiziționăm, să intră și mașina aia de pompă. Da, intră și mașina aia de pompă, sigur că da. Se supune la loc. Cine e pentru? Deci, abțineri? Împotrivă? Trecem la diverse. La diverse aș avea o problemă de ridicat.
a venit un domn antrenor care ar dori ca să iarăși să înființeze, să începem să funcționăm cu echipa de fotbal, asociații de fotbal. Și că data trecută nu aveam practic numărul de sportivi și a trebuit să renunțăm la campionatul care a fost. Acum a venit cineva cu promisiuni, a adunat copii, au fost anunțuri făcute și în biserică, în care și se pare că sunt copii care doresc ca să joace fotbal. Dacă sunt, dacă tot, dacă sunt cerințe. Să mai încercăm o dată. Dacă tot copii din localitate sau din alte locuri? Din localitate, sigur. Păi, condiția este să ca copiii să fie din localitate. Să fie o condiție ca dacă tu nu finanțăm să fie pentru cei ai noștri. Deocamdată nu finanțăm nimic, dar antrenorul respectiv a spus că are echipament, are mici deocamdată, are tot, numai practică scrierea care să o facem în... Și vedem după aia, discutăm, când o să vină cu un buget, atunci discutăm de finanțare. Deocamdată, apa minerală care i-am dat-o eu. Le supun că acest... o să și punem la punct terenul de fotbal. Păi este, terenul e acolo. Da, este acolo. Adică sigur. Trebuie ajutat. Trebuie ajutat. Dar nu, să nu vă gândiți, că ajutăm la maxim, tot putem. Păi da. Să vedem, să fim un proiect să refacem terenul de sport de la Vale. Să refacem, dar să vedem. Să punem gazon, să punem porți, tribune, vestiare, nu cred că ceva... Așa este, tribunele sunt refăcute. Dar avem și le refacem, facem în funcție să vedem și cum începe, cum decurge. Dacă antrenorul care este pune suflet și vrea într-adevăr să facă, noi venim în sprijinul lui. Da. Dacă nu permite să o... Da. S-a discutat mai devreme de calamități naturale. Am fost prin sat și am văzut că au crescut un pic boscheții pe Valea Părăului. Cu ploile astea, să nu avem și noi nenorocul să vină o ploaie foarte mare și să iasă iar din mat, că nu s-ar putea curăța un pic. Da, nicio legătură. Ce boscheți sunt acolo, poate să adică... Nu, eu doar am zis, nefiind specialist în domeniu, am văzut că au crescut mult boscheți, posibil că atunci când vine alba multă să perilese. Eu m-am uitat la televizor și peste tot unde au fost inundații. Într-adevăr, albiile păraierului sau pe unde venea apa, nu au luat. La noi, în Cleja, eu, încă o dată, cu construirea acestor poduri și cu albiile făcute cum sunt acum, nu văd cum ar mai putea avea loc inundații. Depinde dacă ar veni... O singură, undeva, să zicem, când vine apa de pe un versant, atunci, punctual, acolo se afecteze. Dar, în rest, părău, cred că nu mai are, indiferent, nu știu. Eu nu cred. A fost doar pentru liniștea mea, știți? Nu. Într-adevăr, duferea asta mai crește. Nu ne ajunge. Nu ne ajunge. Liniștea mea pentru un țăran. Nu ne ajunge timpul câte probleme avem. Cu iarbă și toată ziua sunt. Am văzut foarte mult. Și poate fi rău. Nu are deși rățele voastre. Da, da. E treaba noastră. Dă-o prima, ce se mai aud de părculețele astea pentru copii? Am votat că le facem din bugetul local? Da, sunt aproape, aproape suntem la finalizare. Deci solicitat, se lucrează la autorizația, la acordurile și avizele. Acum, acordul și avize. Mai avem avizul de la Ion de obținut și am terminat. Au dar spune și celelalte parcuri? Sunt toate. Sunt niște probleme. Cerința obligatoriu este să ai 12 metri de la... centrul rețelei de 20 de kW. Am mutat aproape toate parcurile, inclusiv parcul de la Valea Mică, unde am rețeaua de 20 de kW care trece, ar trebui să duc mai în față. Deci la 12 metri nu-ți dă aviz de amplasament, avizul, nu-ți dă avizul de a construi dacă parcul e mai aproape de 12 metri. Și am avut probleme și la școala numărul 2, a trebuit să mut parcul cât mai în fund ca să duc, pentru că altfel nu-ți dă aviz. Nu-ți dă aviz. Și sigur, când întâlnești situația asta, prelungești. Da, la școală numărul 2 este loc. Da, este loc. Da, dar m-am dus în spate. Bine, dar el era amplasat unde era? Înainte. Dacă ești, dacă i-a fost amplasat, nu-ți de voi. Cum? Nu vine construită sala de sport. Sala de sport, sala de sport e partea cealaltă, jos, la mare. Și vreau să vă spun că și sala de sport avem ordinul de începere pe 1 iulie. O să apară pancarda în care începe începutul. Domn primar, cu drumurile. Și cu drumurile, cu asfaltările, ce da, se mai avem și cu drumurile, s-a licitat, deci proiectarea s-a terminat, acum lucrăm la autorizația de construcție, pentru acordul și avize. Avem acordurile și avizele pentru obținerea autorizației de construcție. Ne spunea doamna Șuștac, că era o problemă cu proiectul ăsta. Nu, deci a fost, haideți,
Cine va câștiga licitația? Deci proiectarea a fost scoasă la licitație. S-a câștigat proiectantul respectiv. Noi aveam acolo 50 de miliarde, în jur de 5 milioane de lei prețul. Respectivul ne scosese la 7 miliarde. Și zic, băi, nu se poate. E prea sus prețul. Și atât am tras de el ca să coboare prețul, să coboare prețul, pentru că nu avem bani. S-a rezolvat. Și că s-a rezolvat, oricum nu chiar 100%, o să venim când o să am și următorul aviz, ca să o scos la 5 miliarde în plus. Astea sunt și datorită inflației care există tot timpul. Astăzi ai un preț, mâine ai un preț. Dacă tu stabilești și un preț foarte mic, nu vine la licitație. Sunt atâtea lucrări începute și nu sunt terminate. Pentru că s-au dus prețurile cum s-au dus și nu-ți vine nimeni să facă degeaba, să lucreze degeaba. Și sper, acum suntem în prag de licitație acum, în fază de licitație. Sperăm ca nouul guvern să plafoneze prețul, să nu mai duce, să nu... Așa este, și porumbul, cred că și va face la 20 de bani. La 30 de bani și... kilogram. Și mai și o să fie lapte și miere. Acum, ce să faci? Politica, politica, noi trebuie să facem treaba aici. Mai sunt discuții la liber. Cred că declar ședința încheiată.